Procurorul general reacționează după ce ministrul justiției Tudorel Toader s-a aflat la sediul parchetului, fără însă a avea o discuție cu Augustin Lazăr. În cursul dimineții, ministrul justiției a anunțat că va declanșa procedura de numire a unui nou procuror general. Mandatul lui Augustin Lazăr expiră la sfârșitul lunii aprilie. Ministerul public este condus de procurorul general al României și de nimeni altcineva. Cine vrea să ia legătura cu ministerul public, ia legătura cu procurorul general, cu nimeni altceva. Trebuie să aibă curaj. Procurorul general nu mănâncă oameni. Am primit la birou oricine a venit. De asemenea, ne gândim la jurisprudența Curții Constituționale a României, care ne spune foarte clar, instituțiile trebuie să coopereze loial. Adică ministrul justiției nu poate veni să stârnească intrigi într-o instituție. Trebuie să vină să ia legătura cu conducătorul instituției și să-i spună bărbătește ce probleme sunt. Domnia sa a contactat un procuror care are probleme de reprezentativitate în cadrul Asociației Procurorilor. Acel procuror trebuie mai întâi să-și clarifice problemele de legitimitate, de reprezentativitate în cadrul acelei asociații.